Al treilea război mondial va fi unul nuclear și distrugător. E declarația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, și a fost făcută la conferința pentru dezarmare de la Geneva, de la care au plecat din cea mai mare parte a diplomaților din sală. Declarația vine la doar câteva zile după ce Vladimir Putin a avertizat că orice țară care trimite trupe în Ucraina va suferi consecințe grave. Lavrov a mai spus și că Moscova e pregătită pentru o a doua rundă de negocieri cu Ucraina, dar a acuzat Kievul că a întârziat discuțiile la cererea Statelor Unite. Lavrov a încercat să justifice invazia, spunând că Ucraina încearcă să obțină arme nucleare, iar Rusia nu va permite acest lucru.